two are getting rough. My mind just sounds like trying love. If it says no, 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 just no, 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 no. And every time I see him with you, my heart sounds like Shia LaBeouf. Do no, 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 no.
Salut, mă băieți, ce faceți, fraților? Bine ați revenit la un nou live. În seara asta se schimbă puțin problema. Avem o nouă poveste. Văd că nu se vede jocul, nu? Ah, gata, băieți. Nu știu câți dintre voi știți, dar povestea mea trecută cu liderul de poliție, da? Să că am sfârșit, am fost omorât și am început o nouă poveste cu Vladimir Ivanov, el fiind cel mai bun prieten al fostului locotenent. Și am venit în oraș să aflu ce s-a întâmplat. A fost o mormântare. Da? Și am venit să-i răzbun moartea. Văzând cam cum se mișcă lucrurile prin oraș, am decis să-mi adun niște prieteni în Rusia. O mafie numită Krasnaya. Cu care o să încerc să aflu, pe cât posibil, cât mai multe informații despre ce s-a întâmplat în acea zi când a murit locotenentul. Și de ce nu se răzbună moartea? Tajma Andrei, nici o vrăjeală. Salut, Vlădu, salut! Bun, haideți să vedem cu armele cum stăm. Asta este casa mafiei. Și nu uitați, când vedeți persoane cu mașini roșii sau cu ceva haine roșii, să vă feriți de ei, că sunt foarte duri și nu-i de joacă cu ei, credeți-mă. Andrei știe despre ce este vorba. Nu-i așa, Andrei? Intră tata Hitman, nu se omoare. Intră, bro. De ce avem noi pe aici? Sună și o muschetă. Usenberg, hai să unde în fiecare, sincer nu știu ce arme sunt astea. Asta nu le cunosc, ia să vedem ce avem noi aici. Avem prostia asta, nu o să folosim. Am înțeles. Și aici avem muscheta. Salut, Don, da, frate, ne auzim. Stai pe live mai bine, Andrei. Că dacă ne întâlnim prin oraș, e nasol. Deci, pe băieți, noi suntem caracterizați, mă rog, cunoscuți în oraș după culoarea roșie, să spun așa. Krasnaya în rus înseamnă roșu sau mafia roșie, ceva de genul, câte am înțeles. Pe net am găsit, este mafia roșie, dar Don, care e rus, ne-a spus că Krasnaya înseamnă roșu. Știi, și de-aia am ales să purtăm toți ceva roșu pe noi, să avem mașini roșii.
așteptăm să intre și nouă oamenii. Ia să vedem... pe cine avem? De la noi. Bun. Așteptăm să intre și șefa. Normal, fără șefa nu putem să facem nimic, nu? Să nu uităm scopul pentru care am venit. Noi n-am venit în oraș să jefui bănci, să face pro oamenilor, nu. Noi am venit doar să aflăm ce s-a întâmplat când am murit locutenentul, adică fostul meu caracter. Fiindcă nimeni nu știe, ce puțin noi nu știm. Și se răzbună moarte. Fiindcă cei care ați urmărit povestea, știți foarte bine că fostul meu caracter n-a avut treabă cu mafile, adică nu era implicat în nimic rău. Dar au fost niște vorbe aruncate și era urmărit de multă lume să fie ucis. Știți, și din păcate, într-un schimb de focuri între Dicot și mafia Camorra, a fost și el ucis. Eu știu de cine a fost ucis, dar na, avem caracter nou, nu știm și trebuie să aflăm. Discrime foame. Păi mănânci, mâncați ai gura ta, mai dă-ți comandă de o pizza de-aia mare și doi hamburgeri. Ce ți erau tot atunci. Mâncați ai gura ta, mănânci Andrei. Stăm și la roșu, că noi respectăm, nu? O regulă de circulație. Râzi, nu? Să vedem pe cine, trebuie să sunăm pe cineva în primul rând. Da, nu e pe server. Ah, ba da, 12. Pe la 12. Da? Să trăiți, sunteți, aveți puțin timp liber? Momentan sunt plecat din oraș și am ședință cu băieții mei. Bun, aștept un apel când puteți. Sigur, vă spun când ajung în oraș. Bun, mulțumesc. La revedere. La revedere, zi bun. Da, băi, deci... eu nu prea am mare încredere nici în mafia mea actuală. Și am decis să fac... cum să spun eu... o echipă. O alianță. Să caut cei mai influenți oameni din acest oraș. Momentan am găsit pe liderul poliției, care a fost bun prieten cu fostul locotenent și a decis să mi se alăture. Și vrem să mai căutăm câțiva oameni, să facem o echipă cu care să lucrăm din întuneric, să strângem informații, să ne ajutăm reciproc pe cât posibil să rezolvăm acest caz. Nimeni nu o să știe de noi. Să vedem ce o să iasă. Că nici eu nu știu ce o să urmeze, sincer să vă spun. Povestea este foarte lungă și întotdeauna au fost întorsături de situație. Dar nu vă pot spune ce o să fie mai departe. Să vedem dacă mi-o iei. Mi-au intrat oamenii pe stație. Salut, Leonard, salut. Hai că ți-ai luat rect. Am mesaj, dar l-am citit. Stai liniștit. Asta trece noi pe roșu, că n-avem noi probleme cu poliția. Că doar sunt oamenii mei și ăștia. Abia am venit în oraș, dar mă... Ia uite și pe ăsta ce față are. Domnul, mă auziți? Domnul. Mort în cadă. Salut, mă, Leonardo. Vlăduț, nu am mafie, am... Vorbisem cu Teo. Cred că tot voia aia să-și facă mafie, știi? Și a vorbit cu el, așa a făcut mafie, eu sunt co-lider în mafie.
Și da, mi-a convenit situația că pot să-mi continui povestea din altă perspectivă. Eu, inițial, când am venit cu caracterul ăsta nou, eu am venit, deci, eu cu fostul locotenent, fostul meu caracter, am fost colegi de academie, el a intrat în poliție, în oraș, eu am plecat în Legiunea Străină. Și când am aflat despre moartea lui, am venit în oraș. Și eu, inițial, care era ideea mea? Să preiau eu poliția în continuare, știi? Și să, la fel, să încerc să aflu ce s-a întâmplat mai departe. Dar tot a venit eu cu ideea cu mafia, am zis, mă, de ce să nu încerc eu să continui povestea din altă perspectivă? Știi? Și am continuat povestea că eu mi-am adus niște oameni din Rusia, am adus o mafie din Rusia, condusă de Teo, știi, să mă ajute. Cam asta este, am tu de față, povestea. Acum să vedem ce o să fie. Să vedem cine mai este pe server. Deci, în afară de liderul poliției, o să mai trebuiască niște oameni. Să vedem pe cine găsim. Mă gândeam să încerc să recrutez și pe cineva din Camora. Dar nu știu pe cine. Mă gândeam la Toto. Nu știu dacă mai e Toto în Camora. Să intrăm și pe stație, băieții. 2 secunde să caut stația. De naibii, mă, că nu mai găsesc chestia. Aici, bam. Bine, te se Salut, deschide ei. băieții și fetele. Bună. La revedere. Drum bun. Care bătută? Ce drum bun, mă? Nu te prinde să te... Da, mai e în Camora și cred că și pe el o să-l Deci le-ai putut recrutez. să pori Fie că e un pericol de băiat la super sombra pula. ok, știu să facă roleplay. Vedeam și pur să sugă pula. Bun, cum aflăm A, noi vă place numărul regulamentul, da? lui Toto? Ia, suca. Ia, bliet. Cred că o să sunăm direct din zâ, să nu mai Că a chinuim. zis să proprietar. De ce nu pot intra pe niciun server de 5M, băi? Tu vrei să iei mafia? Nu, frate, vreau să iau mafia lui Joker. Vreau să găsesc un oameni cu care să fac această alianță. Adică să fac eu o echipă, știi, cu care să lucrez în umbră. Să am oamenii mei în afară de mafie. Știi? Și nimeni nu o să știe chestia asta, nici mafia mea nu o să știe nimeni. Hai de pula mea, cad pe hartă. Gata, nu mai cad. Bun. Momentan. O să aștept să termine Vagabond. Și pe ce termină Vagabond, adică liderul poliției, ședința sau ce avea, ce cer care oamenii lui, o Kilo să Camorra de cot îl chem 1662. și contactăm și pe Toto. Îl facem Nu rog pe vedere. frumos, mă duc la el, la șef poliției, să caute prin dosare numărul de telefon și o să-l sun, să fie mai roleplay. Am zis eu că nu știi să faci roleplay sau ceva. Am zis, frate, nu eu mă ocup de mafie. Teo acceptă aplicațiile sau le respinge. Chiar nu mă complic. La poliție ți-am spus trebuie să ai minim 16 ani. Acum văd că a crescut vârsta la 17. E normal că am poliție, indică o să fie, n-am, o Ați băgat cerință mai scorturile mare. rezervate înapoi? Dar mafia aici, da, puteai să fii acceptat, Nu cred. dar, na, Teo și alege oamenii. Trebuie să înțelegi chestia asta, să nu te mai superi degeaba. Am lag și dacă dau un S. Că știu dacă ai fi fost liderul unei mafii sau unei facțiuni și tu ți-ai fi ales ce oameni ai fi vrut. Why?
Și ce facem în seara asta? Cu ce începem? Hai să vedem ce... ce se mai întâmplă în oraș. Bun, băiți, hai să mai patrulăm prin oraș, să vedem... dacă putem să mai obținem niște informații. Vrem să băgăm niște benzină. Și mereu când o să scați-i picioarele să bagi. Eram atent la chat și nu l-am văzut pe ăla. Bun, deci de fiecare dată când se lase seara, cel mai probabil o să-mi schimb hainele. Încep munca din întuneric. Băi, deci e un lag infernal. Voi aveți lag? Eu, da, naibii am 30 FPS, nu știu de ce. Haideți puțin pe dreapta, domne, mai în față. Stați că m-a luat decodul. Na, bă, la mea ecran, mă, sir. Ia, stai să vezi ce-i fac. E mult timp, pula și mă mare bărere, domne. Domne, circulă și dumneata, domne, mai atent, că a intrat în mine pe contrasens acolo. Da, domne, îți dau niște bani, ia zi. Dă-i o pulă. Ce-ai spus, domne? Vrei niște bani să-ți repari mașina, zi mai repede ca-n treabă. Nu, domne, doar v-am oprit să vă zic decât atâta, mergeți mai bine. Da, domne, știu, eram cu ochii pe ceva și n-am fost atent, îmi pare rău. Fiți atenți că poate nu vă mai îngerebe și muriți. Bă, dă-i pe de la are sus, la care patru timp. Nu o să mor eu, domnule, stai liniștit. Hello, Teo! Hai că l-am rezolvat și pe asta. Zi, bă, cât are sus? E Meticon? Tu taci, mă, milogule. Bă, tu taci în gura, măti. În pula mea de bulangiu. Nu, frate, nu, greșești aici. Am spus fix invers, că știi să faci roleplay, că ești mic, da, de vârstă, știi să faci roleplay, dar dacă, nu, cum să zic eu, nu știu exact cum am zis, dacă, ce faci? Trebuie să fiți un tâmfrâu, știi să nu faci prostii, dacă știi să, cu cine vorbeam, nu știu, cu cine vorbeam, știi, și povestea, dacă știi să-l ții în frâu pe Leonard, da, să nu facă prostii, băiatul e super ok, face roleplay, nu face prostii. Dar dacă nu îl ții în frâu, începe cu nebunile. Na, ești conștient că așa e. Că ai văzut cât eram lider al medici, nu făceai prostii. Că ai văzut că mereu te certam. Eu asta am zis. Te rog, cine ți-a zis chestia asta, să vorbești cu el, să... Na, din care să o mare minciună. Ceva, dacă nu mă crezi, spune-mă, intrăm pe Discord și eu și persoana care ți-a spus și vedem atunci. Na, în fine, că n-am chef de chestiile astea, vreau să mă joc și eu, da? Păi dă-i o... Eu ți-am zis ce am zis, vrei să mă crezi bine, nu vrei iarăși bine. De la performance acolo și vezi ce-ți mănâncă mult. Salut, manevră, nicio problemă, frate, stai liniște. Stai aici, pe live și vezi ce se întâmplă. Da, frate, stai liniște, nicio problemă, te așteptăm când poți. A început, mă, și las live-ul? Da. De ce pana mea? Hai de capul meu, acum e și mai rău. Hai ca-n ceva azi. Da, dragi. Mă duc eu la arme acolo, eram Florina asta cu distorte și cu Knight. Mamă, arme gratis și le-am luat pe toate. Mamă, înainte de-am 5.000 pe una ca. De ce de repus tu îmbrăcați? Eu acum nu pot să joc și mă uit și la live, știi? Că-mi fac frate, asta, ți-ai zis, eu nu i-ai zis că nu știi să faci roleplay, înțelege, da? Că sunt mafia asasinilor. Din contra, am spus că știi să faci roleplay. Da, deci... Aolo, nu mai crede tot ce auzi, e problema ta, ce crezi până în urmă, nu mă ocupi. Ala, primul. Teo, uitați-vă pe live. A vrut Gore să-i dea banul, Florin. Din cauza ta. Dați-vă la o parte că încep să donez. Pentru? Suntem la... Da, donez. Și lui Whisky. Donează și mie. Suntem la secție. Donează bă și lui Whisky. Donez și lui Whisky, stai. Și-o vreau. Nu mă supăr. Bă, ce mișo s-a îmbărcat. Alo. Deschid și-o live-ul dacă îmi donez. Psst. A, uite mă, secția goale, ești nebun. Bă, ce forță s-a îmbărcat aia să mă fac. Bine, Leon, crezi ce vrei, frate. Forță. Te pop. Se poate.
de fiecare aia de. Hai că încep așa soft cu 20 de euro. Ce bă? Uitați-vă pe live, că acum am soft dat. Soft cu 20 de euro, chică. Dedicație pentru Ani. Uitați-vă pe live. Vezi și mie 20. Să vedem. Și 5 dolari, și 5 euro. Vezi cineva prin partea asta? Fără marbelic. Trebuie să strângem multe informații. Fiindcă nu știm exact ce s-a întâmplat. Mamă, mamă. Wow, stai. Știți? Sunt boss și... al bossul din zile. Vedem ce o să facem. Eu inițial aș vrea să păstrângea informațiilor. Un milion, stau să un milion așa, gata. Ia atent că mai dau încă 20. Să-i luăm pe... pe cei care l-au ucis și ce-am probabil să-i executăm. Vede, aruncă cu mine. Nu știu, vedem. Coai, vreau și eu. Aștept să mă sune liderul poliției. Să rămână. Să rămână. Are RPG-ul ăla. Uite ce arme are la el. Poți să bag link la YouTube, mă? Poți să bag link la YouTube? Și cu ziceți cu ce să-i bag? Cu șarpe-miu. Nu șarpe-miu. Ba da, ba da. Deci de un clipul ăla cu Anaconda. De mergenții și se apropie spre tine. Deci de un clipul ăla. Nu mă, șarpe-miu că se dezbrac. Dar la cât începe refrenul? Că-mi pune... Da, manevră, aia nu înțelege, crede că... că le resping intenționat, că mi-a făcut o fază RPG, la... dacă... Ia uite-l. La medici. Hai să spun cum a fost faza, când eram la medici. A fost și la mine, la un moment dat a ieșit să intre și el într-o mafie, l-am lăsat să plece, iar s-a întors la mine și după iar a plecat. După îmi dă mie un mesaj în privat că, băi, cred că mă las de server, că nu mă acceptă nimeni și că nu știu ce. Băi, știi seama, eu m-am simțit aiurea, că n-am, eu mă înțeleg super bine cu el, mi-mi place de el, știi, ca persoană, știi, și seama, frate, nu trebuie să de server, hai înapoi la medici, te iau înapoi. Bine, frate, a intrat la medic și după două ore îmi dă mesaj, bă, vezi că ies. Că mă duc în nu știu ce mafie nouă. Și m-am supărat, îți dai seama, că na, eu fac un lucru pentru el, fiindcă voia să lase de servă și chestii de genul. Și el după două ore îmi spune că pleacă. Bun, știi, și mi-a zis, bă, frate, nu mă supăr pe tine, dar să știi că e urât ceea ce faci. După m-am mutat la poliție, face aplicație, îl resping, că na, are 13 ani și căuta minim 16. Și a, că tu mă respingi acum mereu, fiindcă... am ieșit altceva de la medici. Nu, frate, n-ai nicio treabă, dar na, una e la medici, da, unde cinezele sunt mult mai mici, alta e la poliție. Dar nu vrea să înțeleagă. Da, Leonardo, nu are nicio importanță. Chiar nu mă afectează cu nimic că ești tu supărat pe mine sau chestii de gen. Dacă nu vrei să înțelegi, e fix problema ta. Eu cred că am fost băiat cu tine, când ai avut nevoie, te-am acceptat la medici, când nu s-a pus problema să nu vii, indiferent că ai plecat. Dar la poliție chiar nu puteam să te bat, frate. Na, trebuie cu oameni mult mai maturi. Da? Degeaba și să faci rol pe dacă nu ești matur. Știi? Care mă... ce n-ai vrea la mă? Cu plăcere, manevră, ca să știi despre ce este vorba. A scos banul Andrei din greșeală și a zis că dacă îl prinde pe server îi dă bani. Zis că dacă vrea un ban să-i dea 5 euro. Salut, băie. Și bună te-o. Ia, liniște. Te-o ai dat cu ciocanul? Ia. Și acum? Acum aia? Opa, s-a întors poliția de la ședință. Să vedem noi despre ce... ia că am auzit ceva, mă. Asta nu trebuie să strângem multe informații. A, a plecat ăla, bă, că am ieșit. S-au întors, mă, frate. Mă durează ședința asta. Asta mi-a dat un mesaj.
Bagam 12. SMS 12. În cât timp ești disponibil? Băi, unde să ne întâlnim noi cu Bagabom? Trebuie un loc. Mă schimb și vin. Mai ce o să zic? SMS 12, te aștept la servieta roșie din josul orașului. Hai să mergem, băieți, să așteptăm acolo. Am înțeles. Dacă le-am și eu pe condus. Bine, mă, Leonard, frate, crezi ce vrei, gata cu subiectul ăsta pe chat, te rog frumos. Ți-am mai zis 1000 de ori, tu poți să crezi absolut tot ce vrei. Eu ți-am explicat, vrei să înțelegi bine, nu vrei iarăși bine. Dar încheie subiectul ăsta acum. Hai că am înțeles. Vreau foarte bine pe condus. Mersi de înțelegere. O las, bro. Stai liniștit. Eu am lăsat-o de mult. Când am văzut că nu înțelegi. Deci aici îl așteptăm. Să vedem când vine. Și unde să ne mergem cu el, mă, băieți, mă? Cred că pe aici o să mergem. Nu? SMS 12 jos. Dreapta. Teo, oh, mersi frumos, Teo, mersi, te pu, dar nu trebuia, măi, fata, mă. Să rămână mult. Teo, ai luat o razna, Teo. Dai, hai mă, să ziceți. Îi dau? Îl completez golul? Nu cred. Dar nu știu de ce nu mi-apare. Bă, cred că plânge. Cred că plânge, rupe căștile. Își rupe închide la munte. Ce aveți, am încercat și eu să-i donez lui Vischi, dar n-am mers, nu merge să-i donez lui. Dar nu știu ce nu mi-apar donațiile, frate. Da, păi atunci nici nu mă chinui. Bă, păi tu știi ce facem? Închide serverul. Dă-i și zi închide serverul, cu mesajul închide serverul. Își face pe live, își face bagajul pe live. Face live cum pleacă. La cât de telefonul. Ziceți piesă, repede. Piesă șarpe. Ia-ți un porc. Nu șarpe. Nu mai bag șarpe, mai bag altceva. Anaconda. Dă-ți mie cu lopata. Anaconda. Dă-ți mie cu lopata. Teo nebuna, care n-are ce face cu banii. Mersi frumos, Teo. Nu mai vine asta odată. Sper că e singura servietă roșie de aici. Mă, suntem toți pe server? Cam, da. Păi Teo, uite ce-am dat aia de-i facem nimic? Păi, care acum... place? Ultima aia am mâncat și tot mai urc pe privat. Ne vedem toți la sediul ăsta. Să-l așteptăm pe ăsta, bă, băieți, mă. Greu mai vine.
Îl sunăm? Nu? Pe unde vă situați, domnul Bagavant? Da, aici, la Burger Moloz. Veniți spre mine, nu? Ați fără motor, da, da, da. Ați înțeles care este locația, nu? Unde să ne întâlnim? Nu prea, servieta roșie din jos, o hărți. Da, jos dreapta e o servietă roșie. Ați văzut-o sau nu? Aha, da, 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 da. Că mai e încă una în stânga la aeroport. Da, da, păi... E în dreapta. Da, e din dreapta. Faceți o magie să ajungeți mai repede. Da, domnul? Încercăm. Focus, focus. Preparatus, da? Hai să vă aștept aici, repede. Ok. Să dea trage de două apare asta fix lângă mine, fii. Ia. Da, Luis. Aoleu, mai asta mă până vine asta. Ce dracu. V-ați mișcat repede. Mișcat repede, am rămas și fără picioare între timp. Aolo. Uite-te puțin să vezi. Las că o să mergem într-un loc mai retras, da? Sigur. Sunt amenințat din toate părțile. Adică, ce s-a întâmplat? Oamenii mei îmi spun că nu prea e bine situația în Arăș. Oamenii mei sunt dați pe sus. De cine? Nu știm. Tot ce știu e că oamenii mei au ajuns astăzi să-mi spună că au ajuns să-i oprească unii și nu să mai oprească ei. Am înțeles. Da. O, bro, habar n-am. Nu știu, încearcă și un restart la Windows. Păi, văd că aveți picioare, domnul. O, că să-mi bag pula, m-am teleportat și nu mai am picioare, mă jur, îți fac screen. Te cred. Domnul. Deci nu am picioare. Domnul Bagavant, ascultați bine. E ceva în neregulă cu Dicotul. Trebuie cumva să le recâștig încrederea. Ascultați-mă bine. O să vină peste voi. Peste noi de ce? N-au niciun motiv. Noi de-abia am venit în oraș. N-am făcut nimic rău în acest oraș. N-are. Am auzit zvonuri că caută să vină peste voi. Să ce? Că sunteți... consideră că sunteți o grupare nouă, numeroasă și periculoasă. Ha, n-are nicio dovadă și trebuie mandat să vină peste noi. Hai să vă spun eu altceva, ce mi se pare mult mai ciudat. Liderul Dicotului, nu știu dacă știți cine e de fapt. Ați auzit, de Umbra? Am auzit ceva. Bun. Umbra colabora, nu neapărat colabora,
A avut o întâlnire cu fostul locotenent și fostul locotenent, când a înființat DICOT-ul, a pus în funcție. Cu singura condiție să nu afle nimeni că este Umbra la conducere. Și Umbra se întâlnește pe ascuns cu fosta iubită al locotenentului, cu Aisha, care este în grupare la mine, în organizație. Salut, Ioane, salut! Da, am fost și noi de față să o protejăm, dar am stat la distanță și am reușit să mă apropii atât de mult încât să aud conversația. Și o tot amenința să aibă grijă. Nu știu de ce, adică v-am spus, noi n-am făcut nimic rău în acest oraș. Și am înțeles din anumite surse că tot comunică și mi se pare ceva ciudat. Vreți eliminată sau... Cum? Vreți să eliminăm Umbra sau pe ea? Nu, pe nimeni. Vreau doar să strângem informații. Momentan, asta este misiunea. Strângem informații din toate părțile despre tot ce se întâmplă și după le punem cap la cap și vedem ce o să facem. Încercați pe cât posibil să aflați de la liderul DICOT-ului, să-l urmăriți. Astăzi încerc să recâștig încrederea DICOT-ului. Voi încerca asta, poate o să am vreo acțiune împotriva mafiilor. Sper voi prin preajmă sau vreo din prietenii. Da. Vreau să fiți răniți. Am și o rugăminte. În caz că aflați ceva despre vreo întâlnire sau sunteți chemați sau mergeți la o întâlnire să filați zona, orice, vă rog, îmi trimiteți un mesaj în privat. Da? Pe telefon îmi dați un mesaj sau mă sunați cum doriți, dar mai bine SMS ca să nu mă vadă lumea cu telefonul la ureche și îmi spuneți, vezi că este o întâlnire în locul cutare sau vezi că o să venim în locul cutare unde sunteți voi. Vreau să știu tot. Ok. Și viceversa, dacă noi o să avem vreo întâlnire cu vreo mafie, o să vă anunț să veniți personal sau cu echipa, da? Și doar să urmăriți, okay. Să urmăriți și să strângeți informații, bun? Ok. Bun, haideți să mergem momentan atâta. O să încerc să mai recrutez încă un băiat. Îl știți pe... Este un băiat, din câte am înțeles, se numește Toto, dintr-o mafie Camora. Ce știți despre el? Că se ocupă cu droguri, arme. Credeți că este o persoană puternică? Persoană puternică? Da. Aș putea să zic destul de influentă. Și cam fioros. Dar nu știu dacă ar merita să vă încredeți în ea. Și atunci, nu știu, aveți pe cineva? Aș dori... Pe telefon. Ok. Păi... roleplay sau... O, că... Da. Cum vrei să vorbim? Roleplay. Am înțeles. Roleplay sau o, că... Deci, da. Ok, continuăm. Cunoașteți mai bine orașul și oamenii acest oraș. Știți vreo persoană influentă care chiar și-ar da viața să ajute acest oraș și această situație? Eu cred. Haideți să-l... O să mă duc să mă întâlnesc cu Toto. Că oricum trebuia să mă întâlnesc cu el. Niște afaceri cu el. Și... am să te sun, să ne întâlnim. Bun, când te întâlnești cu el, mă suni să vin și eu, vreau să fiu și eu de față, să discut eu personal cu el, da? Da, sigur, dar o să termin treaba cu el și după aceea am să te sun. Sigur, să mașina asta, da. Bun, mersi, ne auzim. Salut. Vezi să nu te tai mai ușor. Ah, pula, mano. Não, 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 não,
John. John. Pe unde sunteți, John? În oraș, John. În John. E de mă, așa mă. Și ce faceți în oraș? Johnam. Cum? Johnam. Johnam, să am înțeles. Johnam. Bun. Deci, ce facem? Ce trebuie? Păi, care, cât mai e în jail, mă? Acum o să ies, stai un pic. Ziceți, hai, ziceți melodie, Caterinca. Păi de ce nu mi-ai zis, mă? Îmi fac aici paper, îmi fac aici. Atunci mi-e cu lopata aici. Florin, când ai intrat, frate, în jail? Acum e jumătate de ori, din cauza lui Anei, că nu m-a apărut în alții. Dacă ești prost. Păi dacă n-ai putut să-i omor pe 2-2 de la Zico, te rog, te rog, în pulă. Erau 2 că e bugos. Dar de ce faceți prost în oraș? Asta am vrut să-l întreb și eu. Și vă omorât pe une? Asta înseamnă să fii mafiot? Te omori? Nu mă omor, te vreau să iau un dico și iar asta mă. Hai să spun o chestie, să fii mafiot înseamnă ca lumea se teamă de tine, nu fiindcă omori lume, pentru ceea ce ești, pur și simplu, ceea ce faci, fără violență, pentru influența pe care o ai asupra oamenilor. Deci nu mai faceți prostii de-astea una, două, să vă omorăți. Cum e frică lui Whisky de mine, gen? Cam așa ceva. Deci vă rog frumos, terminați-vă cu prostile, da? Yes, sir. Că după o să aveți nevoie de mine, bă, vezi că m-a luat polițistul ăsta, scapă, mă, și n-o să pot, fiindcă o să zică, bă, da, știi ce a făcut ăsta? Că face, omoară lume și face ravagii. Și eu n-o să mai am nicio putere. Deci mai bine lăsați voi să vă omorți așa degeaba, fără motiv. Citiți regulamentul ăla bine. Da? Ce scrie acolo cu armele? Să le folosiți doar la necesitate, da? Boschin a pus cu suca, bleat, cu nu. Aia scrie. Scuze-mă, Gris. Nu, no, da bine, că are dreptate ce a zis el. Cu mine a intrat unul, l-am dus la ocean și l-am pus o noapte până la mijloc. Nu-l las în pace. Mi s-a șters căcatul de server de Discord, ești nebun? Ce-am pățit, mă? Nu am pățit nimic. Ce-ai pățit, tata? Bă, hai că m-am și server de Discord de aia. Ia că m-a luat poliția. Ia să vezi cum scapă băiatul. Unde ești? Unde ești? Ia, două mașini. Între Fleca și Buletin, unde e garajul ăla. Bună seara, domnule. Bună seara, Vladimir Ivanov mă numesc. Dar ce onoare. Onoare, pot să plec, nu? Domnule, v-aș ruga să circulați puțin mai... Da, domnule, încerc scuze, da? Încerc scuze. Am primit o donație pe telefon și eram atent. Okay, domnule, o seară plăcută, mulțumesc. Da, domnule, încerc scuze. Ați văzut, băieți, cum se face treaba în acest oraș? Asta înseamnă să fii mafiot. Bă! Cum facem, o becale? Bă! Ați văzut? Garda! Ai văzut mă mai devreme cum se face? Te știi, ai fost șef, nu știu ce. Pe mine ia uite, mă vede fără permis, n-ai permis? Direct cătușe! Bă, nimeni nu mai zice, cătușe direct! Cătușe trece în mașină! Cătușe și trece în mașină, așa zice. Îți convinzi că are mediere pe drum pe acolo? Vorbesc cu el, nu-mi trece în mașină! N-ascult pe ordinele? Da, mă adevărat! N-a ascult pe ordinele? M-a luat poliția pe mine acum. Hai, dar ce-au ăștia? Ce arme am la mine? Nu l-a ajutat. N-au voie să te percheziționeze. Ai dreptul. Știți regulamentul? Că... Mie mi-a luat 500. Dacă spune că vrea să te percheziționeze, spune că a chemat minul. Păi de ce mă percheziționezi? Nu-i zici. Îl lași să te percheziționeze. Știi? Faci screenshot. Și mă chem. Se lua la pula. Hai că am plecat la mine, presa să am dat pe drumul live și... Bafta la live, boss. Hai că o să intru și eu, mai încolo, da, și hai să-și joc. Intri live? Nu. Intru la tine pe live. Hai că am plecat. Dar mi s-au șters toate chestiile cu oare... Deci, îți dau și eu link-ul, am deschis și eu, bă, am mâncat, dar îți dau și eu link-ul. Fii atent, Teo, bannerul de la YouTube s-a șters, serverul de Discord s-a șters. N-ai permis? Permisul, domne? Ne vedem la pușcărie.
Să-l văd dacă îi găsesc. Care râde, mă, acolo? Uitați-l. L-ați primit, domnul? Opa, auzi. Cum, domnule, l-ați primit, dar nu l-am. Ah, cred că v-am dat ăla de la sală. Cardul ăla de la sală. Mă scuzați, îmi cer scuze. Mă scuzați, nu l-am la mine. Sigur. O să mă uit. Ai, de capul meu. Alo, da. Alo, alo. Gura. Te-am sunat să spun. N-am înțeles, mai zi o dată, ce? Să vedeți voi, băieți, aici alianță puternică ce facem noi. Bine, vorbesc acum. Îmi blochez circulația. Ok, bine. Cut. Ceau, ceau. Ce mă, polițist adevărat? Vezi că ăștia m-a sunat ăsta, Joker. Deci. Care a vândut arme? Cupa. Nu, nu. Tu ai vândut, că te știi, mi-a zis cum te cheam. Eu? Nu mă, Leonard, nu sunt frate. Și vezi spărat. Că noi nu știu, nu știu cu ce naiba ne ocupăm. What the fuck? Eu sunt pește. Am înțeles. Ce faceți, mă? Ah, dat-o pe condus. M-a auzit? N-am loc pe server. Sunt concentrat, frate, nu sunt supărat. Da, mă, da. Asta e starea mea de fel. Sunteți pe serverul 1, nu? Nici vesel, nici supărat. Pe serverul 2 sunteți? Mi se-mi dea să amendă de 400 de dolari. What the fuck? Uite-l pe ăsta. Cine e ăsta? Domnul, sunteți ok? Că vă cam teleportați, vă dispăreți, apăreți. Ai de capul meu. Vă dispăreți, apăreți, așa, zici că vă teleportați. Păi da. Să trăiți. Domnul Toto, presupun, nu? Domnul Goti. Goti. Mi se mai spune și Toto, dar Goti cel mai des. Frumoasă vestă. Începe să-mi placă de dumneavoastră. Numesc domnul și mie. Tot de la H&M, nu? Da, era 19 lei 90. Tot de la H&M, da, 19 lei 90 și cam așa la reducere, 12 lei 50. Domnul Goti, zici și Toto. Numele meu este Vladimir Ivanov. Nu, cred că mă știți. Bun. Ești om de încredere? Da. Eu am o propunere pentru tine. Ai auzit de mine până acum în acest oraș? Domnul, m-a zis doar când a fost la mormântare la... Bun, deci știi cine sunt. Cel mai bun prieten al locotenentului, da? Da. Bine, fii atent. Eu mi-am adus o mafie din Rusia. Da. Să aflu informații despre ce s-a întâmplat, da, de a murit. Și să-l răzbun. Dar eu nu am încredere totală nici în oamenii mei.
Ei doar mă ajută. Și atunci cum facem? Fii atent. Eu vreau să-mi fac o echipă care să lucreze în întuneric. Da, locotenentul Bagabond s-a băgat alături de mine. Noi vom fi nelegiuiții. Vreau oameni foarte influenți în acest oraș, cum este domnul. Și am înțeles că și tu ești un influent și ești un om periculos. Exact ce am eu nevoie. Da, da. Vreau oameni care și-ar da și viața doar să nu spună informații. Da? O, e vorba de aici. Crezi că ești în stare? Am mă crezi, domnule, că n-aș fi în stare. Nu te cunosc, tocmai de-aia te întreb. În stare, domnule. Bun. Fii atent. Nu vreau să știe nimeni despre această alianță, această organizație, da? Din Întuneric. Da. Absolut nimeni, nici oamenii tăi, fiindcă nici oamenii mei nu știu. Da? Noi o să colaborăm între noi, o să strângem informații, ne anunțăm de tot ce facem în acest oraș. Da? Dacă eu am o întâlnire cu vreo organizație, eu o să vă anunț pe amândoi și voi o să fiți acolo, da? Ascunși. Da? Noi strângem informații. Pe ce am strâns toate informațiile, le punem cap la cap și după vedem ce o să facem. Ce zici? Vrei să te bagi? Mă bag, domnule, mă bag. Bun. Sper să fii de încredere. Domnul locotenent, aveți ceva de adăugat? Dacă avem încredere în el, nu-l mai aducem aici. Da, eu l-am întrebat pe domnul locotenent dacă îmi recomandă un om. Da? Și te-a recomandat pe tine. Eu am încredere în el, fiindcă fost locotenent, mi-a povestit foarte multe despre domnul Bagabond și am fost surprins că mai există așa oameni. Și am toată încrederea. Bun, deci te rog, nici oamenii tăi să nu știe nimic, nici oamenii tăi. Da, nici oamenii mei, nici da? Oamenii bun. Indiferent ce se întâmplă. Sunt informați că dacă aud ceva legat de numele tău, Alexander Ivanov, să-și ridice. Vladimir, nu Alexander. Vladimir. Vladimir. Bun, fii atent, chiar vreau să mai spun ceva. Scuză-mă, să-i anunți pe oamenii tăi. În caz că nu mă opresc pe mine, da, și mi oprește un om și el spune că lucrează pentru mine, să nu lase să plece până nu mă sună pe mine. Da? Când aude că... Acel om. Da. Vreau ca polițistul okay. tău, da, să-i ceară omului meu numărul meu de telefon, iar polițistul tău să mă sune. Și eu dacă îi zic că da, e omul meu, dă-i drumul, să-i dea drumul. Dacă cine știe cum se bagă și alte persoane. Sigur. Da? Am să-i anunț colegii imediat. Bun, băieți. Până o să găsesc eu niște locații secrete, dacă și trebuie să plec, o să caut niște locații, da? Să fie, avem și noi locațiile noastre și o să ne auzim, da, băieți? Vă salut. Mersi pentru colaborare. Salut. Mă duci și pe mine, te rog, până la un garaj. Da. Vreau să plec pe jos ca să nu mă vadă nimeni. Hai sus, că mergem. Pe băieți, o să vă las puțin, da? O să revin imediat, în 5 minute. Chiar trebuie să fac ceva, îmi pare rău că... plec acum așa, dintr-o dată, dar e ceva super urgent și revin imediat, da? Stați să vă las și ceva muzică și o să revin, îmi pare rău, băieți.
take the wrong and you make it right. Like a firefly, you're glowing at night. So don't make it hard, don't let me go. I wanna hold your tank when you're cold. I'm waiting for your love, you just keep me hanging on. I deserve to stay. Salutare, mă, băieți, băi, îmi pare rău că a trebuit să vă fac să așteptați. Oh, dar chiar a fost musai să plec puțin de la calculator. Am cu doanțelea și nu mă lasă să dau loc cu paper. Măi, poate nu-ți mai știi parola? Habar n-am. Nu știu, că am primit tot mai, uite, am primit mai devreme de la Teo. Și acum 37 minute și n-a fost nicio problemă. Bun, băieți. Haideți să continuăm. Da, vă rog. Băi, da. Ești bine? Alo? Da. Am auzit că aveți pe cineva, sau? Da. Aveți idee cum e îmbrăcat? De ce dracu nu ai răspuns la telefon? Că te-am sunat să văd. Nu pot să spun. O să zic eu în privat. Te uiți privat? Eu? Da. Tăceți-mă puțin de tot, vă rog. Mă uit. Am înțeles. Și vreți să ne vedem undeva? Vin. Ok, în regulă. Ok. Nu puteam să zic pe live asta.
Bă, a cui e omul ăla? Nu știu. Nu... Hai să-l luăm, că vrea numai 30.000 pe el. Păi hai ce treabă? Hai să o bancă, să scop bani. Păi nu știu, luăm și vedem de unde e și vorbim. Ce treabă avem noi cu ei? Chiar vrei să te implici în asta? Da. Bun. Noi inițial am crezut că ești tu și ne-am speriat. Ai, mă, te-ai speriat. Ne-am speriat, am zis, da. Nu știu, cum vreți, e decizia voastră, că vreți să mergeți. Mama cu SMS-uri. Vizchi, bă, Ivanov, unde ești? Cum m-am vreți. M-am în grav pe mine. Dacă vreți să mergem, îmi spuneți și unde să vin și mergem. Păi mergem, dar stai că nici eu nu știu unde. A zis 30 de mii că vrea, da? 1, 2, 3. Nu sunt de mie, 30 de mii. Ok. Suntem la banca Burton acum. Ce voiam să zic? Trebuie să mă schimb și eu. Hai, ce-i cu mine? La vizerița asta de lângă. La coafeză. Bă, mergi, mă, pula mea, ca lumea. Ia uite cu aia. Băi, adevărat, mergi și voi. Băieți, să văd dacă știe șeful poliției cine a fost răpit. Bă, merge cu spatele pătrătoară, n-a intră în mine. Cred că o să-i chem și pe ei dacă este cazul. Mă, ce grea e, mă, ce... Sau îmi bat piciorul de pot să intru aici. Stai să vezi ce urât ăsta cu, deocamdată. Domnul. Alo, da. Poți să vorbești? Da, oarecum. Ați văzut mesajul? E o țigancă aici, că e retipă, dar... Ați văzut mesajul meu? Nu știu cine a fost răpit. Nu știu, oamenii mei vor să ne implicăm. Să mergem să plătim sub o sumă de bani, să luăm momul. Noi nu știm cine e, eu le-am spus să nu ne implicăm în treburile altora, dar... Oamenii mei vor să tot să mergem. Am să vă anunț când o să aflu locația, o să vă dau un SMS. Sau vă sun. Vizchi? Atenție, Digotul este pe drum și nu pot să fac absolut nimic în privința asta. Au un om infiltrat în traficul de arme sub acoperire. În traficul de arme. Că sunt da, 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 este un polițist de ICOT care se ocupă cu trafic de arme ca să prindă alți trafic. Mau, și așa mai donațiile ce să-ți fac. Și aveți grijă. Ți-am zis că îți dau eu PayPal după. Se duc să caute... E mai ușor așa. Om, sau nu știu, au vorbit la telefon, au plecat. Văd că au plecat acum de la secție. Ah, deci au plecat spre omul ăla răpit, nu? Da, îmi dai după mie. Hai să ne jucăm. Da, cred că da. Bun, bun, am înțeles. Hai să mi-anunț oamenii. Mulțumesc frumos de informații. Data viitoare să încercați să mă sunați mai repede, da? Să-mi spuneți că poate ne trezeam acolo. Nu am putut să... A, erau acolo. Că eram cu... Da, da, da. Bun, bun. Și acum mai e colegul meu pe aici. A, bun, am înțeles. Mersi frumos, închid. Mersi. Pentru puțin, o zi bună. Poți te lua, acum. Bun, Teo. Da. Nu ne implicăm în nimic. Oamenii de la DICOT sunt infiltrați. Se duc acum în acea locație. Ok. Nu cred că vrei. Dacă vrei, mergem. Dar să... Sunt ok cu Dicotul, da. Vezi? Bun, și atunci vrei să mergem dacă ești ok cu Dicotul? Zi-mi încă o dată că n-am înțeles ce ai zis. Dacă ești ok cu Dicotul, atunci vrei să mergem? Da, da, uite, acum tocmai ce-mi făceam asta. Bun, ok. Vezi? Da. Cu SMS-ul ăla din privat, ce ai spus acolo, ce crezi? M-a luat și pe mine. Ce bă, și mie în privat. Bă, 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 mașină neagră. Cred că e Anthony. După mașină e Anthony. Băi, s-a oprit Anthony aici, 100% el. După mașină, nu știu. Uite-l, uite blondul. Teo? Da. Hai grijă înăuntru acolo. Mă sună last. Salut, mă, Covin, scuze frate, n-am văzut. Ia-ți mașină, dar nu vă apropiați cu arme, fără arme, uh-huh. Fără arme. Mergeți ușor așa, stăm. Cred că m-a răzgândit. Dar nu pe bătaie. Nu, cred că are legătură cu ai mei.
Baftă, băieți. La revedere, la revedere. Teu? Vezi că nu ai umeri. Știu, ho, că m-a sunat și n-am. Păi, e Antonie aici, îl știu după freză și... Da, mă, da, și ce vrei să-i fac eu? Ce își băga mașina de plâns în cap? Să nu-ți bage buvnița undeva. Îl trec cu țara, nu știu să dai buzun ziua. Spune că eu nu... Dacă vă întreabă ceva de mine, eu am treabă, nu pot să răspund. Sunt într-o criză a modei. Cine este ăștia? Salut, Răzvan, salut, bine ai venit, frate. Nu știu, te auzi cu aia. Băi, e... A, nu mă... A, stai să-mi dau mă, da. Cu aia, ce-i cu la gură asta? Gata, mă, e bine? E? Gata, bă, n-aveți lag? Nu. Mie? Eu am. Nu e așa, Vici? Eu personal am. Păi și eu, cu aia, dintr-o dată. Da, mă, încearcă lumea să mai intre pe server și de-aia. Mamă, dintr-o dată așa, m-am mișcat în poze, să-mi bă. E bine, mă? Ce mă aveți, mă, voi lag și am pe sită lemn și tot n-am. Bă, e bine, mă? Mă aud bine, mă? Da, mă, da, sănătate. Sănătate. Și virtute, să ai bani, să ai... Bă, asta nu ce mânca? Ce mânca? Băi, Antonie, ăsta tot urmărește ceva. Da-i lupana mea. Îi bag vulturul de acum, înăvă. Îi bag vulturul în casă. Deja e puțin așa nervant. Cine? Antonie. Ia uite-l cu aia, la colț iarăși. Tu scumbătii. Da, ce vrea să facă? Vrea să ne urmărească și da, îl vă pe aici prin jur, să mai oprește să uite, să uite înăuntru la magazin. Omul lasă, nu te duci după el. Ce te duci, mă? Omul Van Damme. Ține-mă, mă, că fog. Van Damme. Ține-l pe Van Damme și pe bătaie. Omul Bruce Lee de 10 kg. Ceva ce nu mă pasionează. Uite pe ăla, cu bătaile. O, mă, îmi pierd loc pe aici. Îmi pierd loc. Merg pe ele, care pe ele acum. Clar. Nu-l trec. Da. Necunoscut mă sună, bă, postați. Alo. Bă, bă, multe mașini, multe mașini, bă, bă. Bună, cine ești? Bă, 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 mașini multe, Ianis. Lăsați mașinile și intrați înăuntru. Ce, mă? Ia uite, mă, iar a intrat unul în mine. Ok. Păi, până la magazin, am o criză a modei. Lăsați mașinile fără, intrați înăuntru și vă uitați pe geam. Treceți puțin. Se știe că ești aici acum. Vezi grijă. Eu nimic. Chiar absolut nimic. Ce o fi cu mașinile astea care sunt tot în vârstă aici? 100% sigură. Tu te aștepți să spun ceva, nici măcar nu știu cine ești. E necunoscut. Bun, să filăm puțin zona, băieți. Tot. Bă, ne amenință unul, e până afară magazinului, ceva de genul. Mă întreabă ce pun la cale. Sunt urmărit de o mașină galbenă în apropierea magazinului. Ieși afară că o aduc la noi. Da? Nu știu cine spune ție zvonurile și toate astea, dar ești nu gata? Are nicio treabă cu mine. Vezi că vine, vin cu ea, mă aștepți în stradă?
Vin cu ea. Uite mașina galbenă, ți-ai spus. Ai încredere că dacă era să fac ceva, făceam până acum. Ce vrei să-i fac? Nimic, frate, lasă. Mă descurc singur. Hai mă după el, băi. Lasă, stai acolo. A, erai mai pe aici mai devreme. Bă, m-ați lăsat singurul ăsta, stâmpiți! Vere, vezi că vine înapoi ăla cu mașina galbă. Păi da, pentru că vrea să mă omoare, pula mea. Hai, urcă. Da, nu sunt singurul ăsta neștit. Nu trage. În spatele lui, uitați-l. Hai, mă. Mă omoră singur, mă, să mor eu. Da, și mă gândesc, mi-a luat de mici. Eram ironic, frate. Pe nimeni. Poate ai sar în cap. De ce nu ieși afară să ne vedem dacă tot ești așa mare și tare? De ce trebuie să-mi dai un glonț în cap? În cap? Se pare ceva wow? Nu. Să nu ieși dinăuntru tău. Nașpa, sincer. Uitați-vă mă pe blocuri, mă. N-am absolut nimic de gând. Ascultă la mine. Cine e cu Ioptu? Ian Tăi. Cu Erop cine e? Eu. Ah. Nu mai înțeleg nimic dacă vorbești și voi. Tu ai grijă. Ce ai zis cu bot? Nu, dar nici de partea mea. Și în momentul ăsta m-ai amenințat, da? Închide-i nas. Stai liniștit. Să-l îmbovit, amasi. Ai grijă. Coai, să mor rău, vorbești în cele mai nepotrivite momente și tu. N-am înțeles nimic, vorbeau ăștia pe Discord, vorbeai tu. Țipai tu. Asta vrea să-mi tragă mare glonț în cap, vedeți că e bă, Anthony, care nu mai are vocea lui Anthony și are vocea lui Castellano acum mai, sau mă rog, al lui, cum îl cheamă. Salut, Dani. Da, mă, frate, când... Că nu mă interesează, fac așa numai... Noi. Doar pe mine undeva, stai liniștit, nu-i vorba de cinste. Ieși noi odată. E handicapat dacă îmi face ceva. Nu mai gură, Edul. Să mor, Edul, nu. Părat, am mai văzut așa, la telefon, știi, îi sună pe toți cu privat și se ia de toți. Să mă piciorul, jur. Dar nu se duce lângă el, zice, salut șeful. Nu mă, că sună normal, că apare acolo, apel... Cu 10.000 de celălalt. Bă, a văzut că nu-i zic nimic, că nu-i zic nimic și acum începe să mă amenințe. Păi stai, bossule, nu-ți faci așa. Vedem noi care amenințe pe cine. Vezi că este vii și tu să iei pe ăștia la mașină, că le-a dispărut mașină. Stai că am ceva de făcut. Verific ceva. Da, stai că am uitat să fac ceva. Hai să-mi bă piciorul. Accesorii. Ce femeie să-mi părăsesc, mă? Că nu mai e femeia mea. Lucrurile de vin. Păi ce-i cu câinele ăsta pe strada de voi? Nu știu, ăla la... Unde e? Unde? Uite-l, e lângă mașina mea. Nu trage în el, bă, nu... Nu, nu omorăs câinele. Dă-te de aici, dă-te Black, dă-te de aici. Bă, lasă-mă, bă. Era toată. Ia uite, bă, ia la mare bătă în cap. Da, mă, când dă-mi una în gură. Dă-te de aici, da, până iese masica. Mamă, ieși afară să vezi ce i-a făcut la câine. L-a omorât. Nu vreau să văd. De ce? Îl bate în continuu, ești chiar decapat. Îl violează de altă. Ivan, bună, Elena, bună, bună, bine ai revenit. Băi, e în mână cu Antoni ăsta, stă la stă. Ăla era fisul. Hai mă, că sunteți stâmpiți. Era amuzant. Suntem Caterinx. Hai băi, tine mergem. Stai așa, să dau și un anunț. Unde e Teo? E în magazin? Nu mai sunt în magazin. Păi nu-l lăsa de mă singur. A, e singura mașină? Nu. Nu. Pentru că e ușa de fisă la aia, știi? Pe aia se vede. Că i-am lăsat aerisire. Ha!
băi, vezi da, că mă, frate, da. Ce secunde, bă? Mă sună un băiat. Știi cum îl cheamă? Anthony? Nu, nu pe Discord, antisocial îl cheamă. Da, frate. Păi ăsta mi-i închid. Banii de cursă? Nu, bă, uitați mașinile. Bă, mașinile față. Vă las aici, să vă las mașinile. Eu mă rog. Bă, vedeți că în spatele nostru sunt niște mașini. Nu știu unde sunt mașinile. Aoleu! Vagabond, opa. Dă-i fix, Teo, na, că poți de acolo, parcă. Nu, mi-a dat doar mine vizual. Dar tu știi sigur că îl cheamă Anthony? Da, mi-a zis că sunt eu Anthony. Ce, nu mă mai cunoști? Ia, dă-te de pe locul șoferului. Sunt singură mașină? Așa că eu acum m-am enervat. Eu chiar vreau să-mi dea un glonț în cap. Poate dăm noi lui, îl pun în cap. Bă, când duceți un auto ăsta, frate, că trebuie să dau relog. Cam mare lag. În care mașină ești? Prima. BMW? Eu? Și cine e aici? Eu urc în aer auto ăsta, mergi cu el. Mă sună Anthony. Black, ștergești pe ăla al tău și ai cu aeroptul meu. Bă, e Knight, vere, e Knight. Blake. Ba da, Blake aparent. Blake, ai zis? Da. Hai mă, mergi, fii. Unde sunt? Trebuie mi-ai zis Blake. Hai să ne primim un nume mare. Poftim? Uite, uite, uite Audi. Black, hai după aia. Nike. Pentru că ameninți cam mult. Nu, dar eu o să încep să am. Mergi în și voi frumos. De ce m-am dat jos cu arma, mă? Nu, tot terminăm cu prostiile astea. Devine deranjant, crede-mă, și nu vrei să știi ce se întâmplă după. E ultima dată când o spun, ascultă la mine. Nu mă mai amenința și nu mă amenința oamenii, da? Nu vă știu că ascult Teo. Te poliția. Hai, mă. Stai, ia stai, ia stai. Bossule, vezi că ești pe contrasens. Da, mi-a zis că o să aveți de suferit din cauza mea. Trage pe dreapta, am zis. Dar ce vrea polițistul ăsta? Să trag pe dreapta, să ne ia stai, oprește, oprește. Ia, toată lumea a oprit pe, toată lumea a oprit pe dreapta, scoateți arma. Nu, 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 stați, stați în mașină, nu, stați un pic. În primul rând, înțeleg că sunteți toți. În primul rând, vă rog să băgați arma aia în fund, în buzunar. Da. Da. Nu vă dați dumneavoastră jos cu arma la Vladimir Ivanov. Vă rog frumos, da? Așa. Este arma din dotare pe care sunt obligat să o port, da? Ești tu sigur? Da, da. Ia cheamă-l pe șeful tău aici imediat. Șeful meu are cum o descinde cu decotul, deci... Da? Bun, noi o să plecăm. O să ne revedem la secție peste ceva timp. O să vin eu. Bun? Naș. Oamenii mei, haideți în mașini. Ce crezi de Vladimir Borov? Ai de capul meu, Vladimir Putin, direct. Vladimir Borov, bă, nu vreau să plece nimeni, toată lumea să stea pe aproape. Stai și voi la roșu acum, dacă tot am fost tare cu ăsta. Salut, Florin! Eu am 12 ani, voi? Florin, eu am 23. Și eu, frate, i-am zis. Nu ne punem, ne punem. De la 60 de FPS ori 25, 20. Eu aveam 40 de FPS ori, acum am 20. Deci. Și eu 25. Unde mergi? Hai la casa mafiei puțin. Opa, mergi pe și arme. Și să ne facem, să mai stăm și noi puțin, că mă enervează Anton. Da, săracu, nu se pune nimeni cu Vladimir Ivanov. Dar vorbim, Florin, vorbim. Ce, nu mă auzi? Da, bă, am crezut că n-am o să oprit. Vrei să fac eu întâlnire cu el? A, mă, păi bag bulturi în casă. Zici mă, adevărat, whisky, whisky, fac o întâlnire cu el. Ce să zic? Sănătate. Body. Sănătate, body! Ce sănătate? Ianis.
mulțumesc. Eu ce? What the fuck? Bă, ai trecut prin mine. Trebuie să te legătăți în spatele meu, Veri. Stați voi în spatele meu. Da. Mergem să luăm pe Antony, că mă nervează. Cum vrei tu? Deci luăm direct. Eu zic să ai grijă. Frate, nu, de ce dracu? E nervant. Cum vrei? Păi zi și tu. Salut, Strix. Nu știu. Stați și voi pe aproape. Nu plecați. Nu vă ce spun. Stai acolo, stai acolo, că mă întorc eu imediat, da? Da și voi pe aproape. Te rog. Ați rămas tot acolo, nu? Trec să pune verde și vin și eu. I-am atras pe polițiști după mine. Nu vrei să-i luăm pe polițiști? Nu, nu. Bă, îți dau unde e plecat acolo în spate? În mama Rusia sunt doar două benzi și m-am încurcat. Bă, hai mă să facem ceva, că e plictisitor să ne plimbăm în cap proști. Îndreptate? Timp de oră și jumate n-am făcut nimic. Mă enervează Antony. Păi hai mă să vreau să-l tundem. Problema e că m-am impresia că ăsta e buvnița și n-aș... Buvnița e mort. Da, așa crezi. Bă, Veri, m-am urât cineva, mă cauți. Vorbeam cu ăla la telefon și m-am urât cineva. Ți-am zis în pula mea să nu... Mamă, unde? Unde ești? Unde ai murit, frate? Vorbesc, nu vă duceți, nu vă duceți. Nu știu unde ați fost. Străduț, asta e intrat. Ne-a oprit, păi, știi că acum ați luat kill character, nu? Că e Antony. Și stai să vezi, stai așa două minute să vezi că îmi dă apel. Uite, mă sună, deci fix acum. Alo. Ne-am oprit, da, de ce l-a fost? Eu vă spun nu vă duceți, voi vă duceți. Știi că ți-ai luat kill character acum, nu? Da. Dar unde te-a luat Florine? Unde erai? După mi-am pus de ce am dreptul. Păi și că rog tu cine e? Eu. Păi și tu nu erai cu ea? Nu, că s-a dat jos și s-a dus la mama dreacu între străduțe. Deci, trage pe dreapta, Teo, bagă-ți și un parcare. Eu uite. Hai, plecați de aici, dați-i drumul. Vă rog eu frumos că n-am stare nici să am nervi. Acum! Hai, Valea! S-a dus la polițiști și a scos arma. Doi polițiști în mașină. Ai plecat de aici, eu am plecat. Nici Teo nu se crede acum ce a făcut. Gubibuiam. Dacă știu că mai e cineva în mașină, mă. Suntem noi doi aici. Numai noi doi, știi, nu? Eu ăștia crezi că e mașina plină, că în geamuri fumării. Hai cum, că nu staționez aici. Și acum eu ce fac? Ce faci? Îți faci caracter nou și te recrutezi iar, ești. Nu? Schimbă caracterul și jumătate de oră nu mai e... N-are ce căuta cu mine. Domn polițist, aveți o cheie franceză? Engleză. Din păcate nu. Hai să-mi bag vodka în cur. Bă, Florine, dacă nu încetezi, frate, îți promit eu că dispar de aici. Ce-ai făcut, mă? Acum vine ăștia să ne ia? Nu, Florina, sta, mă, unul pe chat. Manevrăvezi dacă mai scrie ceva de genul, dă-i... Care manevrăvezi? Copsii? Cum nu necunoscut? Da, al nostru. E cu noi mafie, frate. Da, mă, știu, dar hai să nu poate să intre azi. Și era mine pe live. Uite ce-mi trimite. Ce?
Nu știi cu cine vorbești, nu ameninți, eu fac fapte, nu mă face să fii tu următoarea. Apropo, îmi vreau glonț înapoi din capul omului tău. Din gură. Vă știți mașini? Da. Da. Băi, hai mă să-l căutăm pe ăsta. Nu poți, coaie, e altă poveste, n-ai cum. Mamă, ce mă enervează să-mi bă piciorul. Organizat de șmecherul. Coaie, îl sun, îmi bag. Fii atent aici. Hai după el. Nu îmi bag. Ce de căcat de idee avea? Trei șapte. Ce la lapă la? Dă moderator. Dacă nu-ți dau, dacă cere așa urât. Nu, Florin, nu dă-mi jaf. Așa e manevra. Mare vorba. Ce a zis, mă? Că jafurile sunt pentru mafile care nu au reputație. Îi dăm jaf? Nu. Hai, mă, ce faci mai aici? Stai un cam. Păi nu știu ce faci, te-o, e pe difon. Hai, m-a sunat necunoscut, mă, mi-a zis că nu e kill caracter, că... Nu, mulțumim. Normal că nu e kill caracter să stai. Da, ce pula mea, că stai de cât. Aaa, știi de ce viști? Fii atent. Dacă îl omorăm noi pe el, să nu aibă nici el kill caracter. A, nu, mă, nu, nu neapărat. Că așa că dai imediat kill caracter să se termină poveștile, știi? Că și dacă îl omorăm pe el, tot nu să fie kill caracter, știi? Gen, a fost doar rănit și, na, a fost operat și a revenit. E mai palpitant așa, știi? Care mai multe motive să ne caute, noi să căutăm pe el. Le sunt astea pe la voi sau? Te vede cineva? Păi eu să spun, nu-i nimeni. Nu vreau mă să-ți dau. Bine, frate. Nu vreau cu tine, mă. Mi-ai zis unul pe chat, dă moderator și am zis că nu vreau. Bună, eu am moderator, nice. Ți-am dat like, subscribe, share pe Twitter. Zice ce facem, hai. Hai că nu e chiar. Mergem după ăsta. Ai auzit? Dacă mergem după el o să fie nasol, știți, nu? Ai auzit eu? Teo... N-am auzit. Ai zis că nu e chiar caracter. Zice o să fie nasol. Hai să zic că îl urmărește poliția, hai pa. Teo, tu spune doar ta, îl vrei sau nu? Mort? Bă, stai mă că sunăm pe... Dacă îl vrei sau nu? Îl sunăm pe Andrei. Nu mă frate, îl vrei sau nu? Da. Bun, lăsați-o așa. Ne ferim de el și o să-l ai. Hai, mergi Teo, să mă lași pe mine să conduc. Night, poți să-mi dai mie acum, că mi-a venit PC-ul. Teo, mă lași pe mine să conduc? Nu zic, are da. Server, nu pe PC-ul. Ce mă, va reveni și vouă? Bagă-ți și arme aia să-mi... Dar încercați fraților să o protejați pe Teo, da? Nu știu. Oamenii tăi vor trei fericiți alături de tine, asta depinde de tine. Vreau să avem o relație bună, însă tu îmi întinzi coarda. Ce mi-ai zis? Hai că deja mă enervez. Mă să-l caut. Ce om rău? Hai să-l caut de poliție. Fem de bere. Bine, apropiat. Aaa, bă, de bere, dă-i. Te rog frumos.
Da. Deci, am un punct pentru tine. Dacă a zis să-l caută poliția, am văzut atunci, după ce a zis să-l caută poliția, am văzut un Mercedes G65 negru, urmărit de poliție. Bă, cine este amă în cavă? Nu știu că nu ai trebuit să urmărit pe Teo. Pe unde ai luat-o, Florin? Aha, te văd. Bă, eu sunt față, frate, mă vezi? Am merge unde te întorci. Hai spre... Ce vrea mă lor? Salut! Ce vrei mă, cap de maimuță? Până unde? Bă, mă, e la mișto, eu sunt taxiu. Am cum era îmbrăcat, Antoni? Cum arăta? Are păr blond și... Așa, lung, nu? Până la umeri. Cam așa, da. Gen fetiță. A, de gen fetița Powerpuff. Bun, pe unde sunteți? Stai mână, stai mână. La fel ca în față. Uite, mă vezi în stânga ta. Și uite pe poliția cum e. Hai, treci, treci. Cu eroptul. Lunga. Noi avem misiune, trebuie să urmărim pe Teo. În caz de ceva... Se arde în fund. Înapoi, înapoi. Băi, deci fiți atenți, eu știu cum ne urmărește Anthony. Și dacă l-am urmărești noi în același mod? Cu mașini de NPC. No, no, no. Lăsați treaba asta pe mine. Vladimir Ivanov. Vlad, cum ne zice? Vezi, viață, fiți atenți. Știți cum să-l urmărim și noi pe el? Face, lăsați treaba asta pe mâna mea. Aolo, ginecolog, iară. Aolo, Gucci. Nică un gureanu. Bă, iarăși a venit ăsta. Bă, cine-i Gucci? Mașina galbenă care ne urmărea la... Hai, hai. Unde? Uite aici. Iasă. Lăsați-mi pe mine, Cum ai fost? Poliția, bă, stai mă. Nu contează, veniți toți încoace, mă priși pe el. Maimuțico! Iazi, ai fost? Domn polițist, numele meu e Vladimir Ivanov. Vedeți că omul ăsta ne cam urmărește. Maimuța asta. De-aia m-a oprit acum. Taci. Taci, ai uitat, nu? La magazinul de haine de acolo, de la primărie. Taci. Vă rog frumos, aveți grijă de el. Controlați-l că mă tot urmărea pe acolo. Și când m-am oprit și m-am dat jos la el, a fugit. Aveți grijă cu el, vă rog, e frumos. Știi ce mi-a scris? Ascultați-mă, Aisha, numele de Buvniță este clădit prin teamă, eu sunt Buvnița. O să-ți omor fiecare om în parte, tuturor trebuie să le fie teamă de mine, mai ales celor care mă amenință. Aici se încadrează și Camora, vor fi eliminați imediat. Ai, că eu mor cu totul ăsta, asta e... Ce, măi, e bun. Mare jucător. Bun. Vezi, nu? Pe Camora? Băieți, eu asta am puțină treabă, Vladimir Ivanov se va ocupa, revin. Vreau să ne întâlnim urgent. Stai că stai la petrecere, vă aștept pe șmecherul. E urgent. Unde e petrecerea? La pantoful roșu, hai repede. Bun, vin. O să te sun când să ieși, te urci imediat în mașina mea. Da. Închide tu, te rog. Pericol, da mă frate. Dai să vezi acum ce facem noi. Dar cum să dăm de Buvniță? Ieși imediat în față. Ai ajuns? Da. Ai grijă că sunt niște mașini care mă urmăresc. Ieși, te urci imediat. M-auzi?
Da, da, da. Te aud. Apelează-l pe domnul Bagabon și întreabă dacă poate să ne întâlnim urgent. Nu este de glumă. Mă, băi, smărge. O să ală treaba. Se teleportează. Sunteți bine? Sunteți bine? Da. Bun. Îmi arată un sfert de mașina acum lor. Acum îmi spune că are nevoie de ajutorul meu. Nu. Eu propun să vă duceți la casa mafiei, să stați acolo, păziți bine zona. Noi mergem la pantofură și mâncăm cu camera. Aveți grijă. Eu doar v-am spus. După să nu... Dar nu ne ajuți? Ba da. Frate, văd G65 ăla, care era alături de poliție când vorbea. Băi, nu propun. Hai să mergem. Aici trebuie să luăm pe domnul Bagabond. Bun, bun, bun. Fii atent. Ai auzit? Stai să luăm și pe domnul Bagabond ca să nu vorbesc de două ori, să ne audă cineva. Bun, fii atent. Sună-ți oamenii și trimite-i la voi acasă. Urgent, nu le dai detalii, doar să se ducă la casa mafiilor și să păzească bine zona. Atâta, da? Bun, nu vă duceți la pantoful roșu, duceți-vă de urgență la casa mafiei și stați acolo. Ascultați-mă, nu este da, de joacă. Da, fel și eu, domnul. Ai auzit-o? Da, pe asta facem. Și câte mașini au vizit acolo? Stați acolo și așteptați noi informații de la mine, da? Ok, deci acum gândește-te că ăsta mi-a zis că el e Bufnița, da? Eu acum am informația că Bufnița trăiește, da? Și că e Anthony. Da. Bun. I-a zis că mi-a ultima dată. Cum? Le-am zis să plece la noi la mafie și i-am zis că mi-ai luat stația să nu mai pun alte întrebări. Bun, bun, bun. Urcă-te urgent. Da, da. Uitați-vă bine stânga-dreapta să nu vină cineva. Băieți, treaba e nasoală. Am informații că Bufnița s-a întors. Numele ei este Anthony. Am primit un apel, de fapt Aisha a primit un apel, în care Bufnița, adică Anthony, i-a spus că o să-i omoare toți oamenii, inclusiv pe cei din Camora. Eu mi-am trimis oamenii la casa mafiei noastre și am vorbit cu domnul Toto, să-și trimită și oamenii la fel. Ce facem, băieți, în situația asta? Tu, domnul locotenent, ai cum să cauți în baza de date numele de Anthony? Să-l dăm căutare doar noi? Am să dau o căutare. O să încerc. Bun. Doar că trebuie să mă duc să mă schimb înapoi în uniformă ca să mă duc la secție, nu trebuie să mă bag. Și cum procedăm să-l prindem? El deja ne-a omorât un om. Nu. No. Pe cine? Pe un băiat. N-are importanță. Și eu deja m-am enervat. Lasă pe mâna pe el. Primesc un telefon. Dă-mi capul la bine. Unul din sergenți. Ar trebui să răspund. Răspundeți. Domnul Toto, să vă uitați prin jur, da? Da, da, da. Papulane de mașină. Să ferească de Anthony. Bun, 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 bun. De Anthony. Dar ce facem? Cum acționăm în situația asta? Stai un minut, domnul. Un minut și revin. Sigur.
Ați ajuns acasă, nu? Da, ce mai biscuit. Se pare că colegii mei se distrează prin oraș și se bușesc cu mașinile în fața secției. Am înțeles. O să mă duc să-i dau afară. Salut, său, salut, frate. Bun, cum acționăm în această situație? Eu pot să-mi iau după mine maxim un om de-al meu în care am e de încredere. Bun. Eu așa zic. Și cum procedăm? Aș vrea să-l numesc, dar nu știu dacă merită să fac comisar șef. Dacă se va prezenta exemplar la misiunea noastră, poate va supraviețui și poate va deveni și comisar șef. Bun, și care este planul? Le spuneți. Care este planul? Ce păi, facem? Nu știu. Dacă vreți, îl sun acum. E full mafia să... să caute în baza de date numele de Anthony. Poate aflăm un număr și de să ne unim. Eu din vedere îl știu pe Anthony. Eu din vedere îl știu pe Anthony. Da, și eu oamenii mei l-au văzut. Și e un tip blond cu părul mai lunguț așa un pic. Da, am avut probleme cu el. Un ghiotan în spate cumva. Asta eu nu știu. Bun, uitați cum facem. Așa că un tip blond a venit la mine la sect. Domnul vagabond. După ce am vorbit noi doi, știi că ți-am zis. Da, da, da. Poate fi tot el. Nu știu că el e Bănescu. Mă gândesc la el pune taste microfoane și chestii. Și... am o idee. Am o idee. Mergeți fără să vă vadă nimeni. Da. Mergeți la secție. Căutați în baza de date pe Antonie. Căutați-l bine. O să fiți atenți să mă vadă nimeni. După ce l-ați găsit, vă rog să-mi trimiteți prin SMS cod. La asta-l caut și eu. Să-i vă locația. Știți la ce mă refer, la ce aplicație. Da, da, da. Bun. Și după eu mă gândeam să dăm un anunț fals că Bovnița o să atace secția de poliție. Și poate îl atragem în zona aceea. Că o să fie curios. Nu, că de fapt nu el o să dea mesajul. Și noi o să vin și eu cu mafia mea și domnul Toto cu mafia lui. Și încercăm să-l prindem acolo. Ok, e dar okay. Va trebui să anunț cumva băieții mei. Nu anunțați nimic. I anunțați doar okay. Să se, când o să vedeți anunțul că Bufnița atacă, nu, o să zic că atacă primăria veche, ca să fie mult mai ok, da? Că în secție, poate nu o să putem scoatem armele, da. La primăria veche, când vedeți mesajul ăla, vă trimiteți oamenii pregătiți de luptă, da? Dar nu le spuneți de ce. Noi o să încercăm să-l prindem pe Antoni și o să plecăm cu el de acolo fără să ne vedeți. E ok așa? Ok, doar că am nevoie de totul. Să mă ducă până acasă ca să-mi iau bun, perfect. Uniform. Perfect. Bun, ne auzim. Ok, salut. Bun, băi, unde te-o? Bulina roșie? Bă, ce bulina au ăștia cu aia din camera? Bulina roșie sau bulina roșie? Albastră. Te o aici la casă în față. Bă, păi de ce mai e pe Discord? Păi s-a dus la albastră. Vorbește cu albastră, cred. Zi, mă, frate, roșie sau albastră? Pere casa. Cât ești? Am înțeles. Am găsit albat, hai ba. Cui, e o mașină de poliție pe casă lor. A, bă, nu e pe casă lor. Păi, stă sus pe o casă. Deci, Teo e pe stația la asta? E puțină răbdare, mă. Da, da, da. Păi ce faci acolo? Să cumpere casa, mă. Casa mafiei. Să-i dea bani la asta, că n-are, cred. Mm. A, că a făcut interiorul, nu? Da, da, așa, da. Ok. Bă, am uitat, nu, am uitat unde am casa, trebuie să-mi vând casa. Teo, unde o am și eu? Unde sunt alea 3 și mai încă una în stânga sus. Gata, 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 să-mi dau pe aici ca să fac toată treaba asta repede, repede. Thank you.
Te vezi că am tras un las din greșeală și l-am omorât. De trei ori. Cerești tu scuze. De trei ori și a patru ori i-am dat în cap. A, de trei ori, am înțeles. Ți-a dat și bani. Așa, și acum să-mi dau TP înapoi la voi. 8, 9, 3. Da, îmi dau TP direct la... Waypoint. Ops! Da, direct la mine. Nu, erai tu acolo din... prin absurd. Ai luat-o? Acum stai. Gata. Modul nu costă nimic sau, dacă te văd activ, o să dau mod. Nu cer bani pentru așa ceva, frate, ce ai? A intrat Gigel. Interfonul 1, că suntem primii aici. A, dar nu-i n-a. Da, pa. Adevărat? E prima dată când intru. Normal, gădăi, de-abia cum ai luat-o. Uite, aici e dormitorul meu. Gata, am ales. E dormitorul meu. Nu, mă, nu te bădă aici. Nu, mă, sau, frate, nu cer așa ceva, ce e. Drag. Mă așteaptă să fie mai mare. Ce dormitor mi-am luat, bă? Am trei perne. Cum e interiorul? Pentru trei persoane, de-aia. Că dormim trei în patul ăla, că e singurul. E singurul unde am eu? Da. Vedeți că închid ușa, noapte. Dormim pe covor, restul. Nu stai că mi-a căzut casca. La noi sunt Pro TV. Iarăși stau ăștia, mă, Pro TV-ul lor. Dacă am condus și elicopterul ăsta... Acum sunt nebuvnici. Nu trebuie, bă, să-mi dai nimic, frate. Apreciez vorbele astea ale tale, știi că mă apreciez. Știi și că îți place ceea ce fac. Asta pentru mine e de ajuns. Bă, că mă apreciază cineva. Și TP. GTP, hai du-te drept, Stan. Dă și mie și bani, și o mașină, și o casă. Și mâie. Și mâie o primești tu. Hai, dă-mi TP. Da, dar nu-ți dau niciun TP, hai, ia-ți-o pe jos. Dă-mi TP, bă! Ia-ți-o pe jos, că ia mă-tam și... Cine-i ăsta? Mă-tam. Ba, pula mă-tam, mă. Cine-i ăla? Băi, băieți! Teo, Whisky. Da. A trebuit unul cu... S63, albă. Dă-mi TP acolo. Ați auzit? Merge, mă, frate. Unde e? A trecut. Alo, da. Alo. Alo, m-auzi? Da, spune. Deci, am un om de încredere care poate să ne ajute în treaba asta cu bufnița, să o căutăm. Șeful meu. Nu vreau să mă mai implicăm pe nimeni. Am informații că... L-a sunat bufnița, da. Și-a zis că e omul lui Cică, adică tu are treabă cu noi, cu Camora. Pe noi, nouă ne ies altceva, că o să ne moare și pe noi. Eu și pe Camora. Bun. Mai bine să ne întâlnim cu șeful meu, noi trei, și să povestim, cu el o vorbit. Bun, zi-mi unde să vin. Zi tu un loc unde vrei. Nu contează, vrei să vin la voi acasă. Noi acasă cam... M-au sunat băieții și zis că e un elicopter deasupra casei. Bun, și atunci zi un loc, nu contează. E urgent. Hai la pantof roșu. Acum vin. Mergem, băi, la pantofurul și ne întâlnim cu Camora. Să încercăm să-l prindem pe... Să-l prindem pe bufniță. Thank you.
că am condus o să te dărăci. Aici, domnul, aici, aici. Da. Deci, au zis băieții că șeful meu s-a dus într-o casă cu castelan. Cum a zis unui membru, coleg, care vă înțeleg bine că el să vine în locul la șef. Trebuie de informații, că a fost cu el. Păi și acum, șeful tău e cu bufnița împreună? A fost cu bufnița într-o casă, că l-a chemat, nu știu de ce. Păi și acum unde e șeful tău? Acolo. Nu răspunde. Și știi unde e? Să mergem? Da, 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 vine un coleg de-al meu și vă zice unde e. Păi ai... Mamă, informație. Mă ajuți să-l prindem? Am nevoie de el, în viață. Da, 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 acum vine... De cine? De șeful meu? Nu, de bufniță. Bufniță. Acum vine un coleg și o să ne explice. Și mamă, informații. Spune. Au fost dube de poliție în față la noi, la casă. Interesant. De că au venit numai unul. Bună ziua. Să trăiești. Bună ziua. Numele meu e Vladimir Ivanov. Bă, numai unul, bă. Ieșiți afară. Ieșiți afară, voi. Lăsați-i aici. Lăsați-i aici la ușă și mergem mai în spate să vorbim. Ca să-mi pasi intrim de mine personal. Hai, colegă. Bună ziua. Străiești, numele meu este Vladimir Ivanov, încântat. Cum vă numiți? Mihai Don. Mihai? Don Mihai. Don Mihai, am înțeles. Da, da. Puteți să-mi spuneți Mihai? Nu cred că ați auzit de mine până acum. N-am auzit, că n-am venit de mult. Bun. Nu contează cine sunt. Da? Eu sunt mai direct și o să nu mă ascund după degete și o să vă întreb direct. Care este legătura dumneavoastră cu bufnița? Eu n-am avut treaba cu bufnița. De Sarahop. Toată lumea a avut treaba cu bufnița. O cunoști? Nu o cunosc, nu știu cum arată. Șeful vrea să ne omoare. Domnule, fiți sincer cu mine. Bufnița... Eu sunt sincer, domnule. Domnule, nu sunteți sincer. Tatăl meu. Ascultați-mă puțin, vă rog. Domnule, stai să vă spun domnul. Domnul, tatăl meu o cunoștea. Tatăl meu știa cum arată tot. Tatăl meu doar mi-a spus, când o să moară, dacă vin în orașul ăsta, să am încredere doar în doi oameni. În bufniță și în cunoștere. Am uitat cum îl cheamă. Cu bufnița n-am vorbit nimic până acum. Am încercat să dau de ea, dar n-am găsit-o. Hai să spun un lucru. Bufnița ne-a sunat. Da, și ne-a amenințat. A zis că o să ne omoare și pe noi și pe Camora. Și deja ne-a omorât un om. Și ai zis că o să urmeze și restul. Pe ce motiv? Nu știu. Asta este și ideea. Tocmai de-aia ai vrea să-l găsesc. Credeți că ați putea să mă ajutați? Dar nu știu, n-am număr nimic. Am un om care știu care lucra pentru bufniță. Lucra pentru el. Cu el m-am ținut legătura, am mai vorbit cu el. Vreau neapărat să-l prind, să vorbesc cu el. Poate reușesc să aflu și de la bufnița să s-a întâmplat cu cel mai bun prieten al meu, locotenentul Matei Vlad. Că eu de-aia sunt venit în oraș. Nu vreau altceva decât să aflu motivul morții și cine l-a omorât. O să aflăm și asta. Nu s-o, frate, nu mai sunt poliție. Crezi că ați putea să-mi faceți legătura? Nu știu, să vă întâlniți cu el. Dacă o să dau de bufniță, o să vă sunt și pe dumneavoastră. Să lăsați numărul de telefon. Dacă o să mă întâlnesc vreodată cu bufnița, o să vă sun. Nu crezi că ai putea să grăbești lucrurile? O să văd. Nu știu, până acum n-am dat de bufniță.
Dacă te chinui, poți să dai de oricine. O să mă chinui. O să vorbesc cu omul care știam că era omul lui Bufniță. Lei. O să vorbesc eu. Antoni zice ceva. Recunoști pe domnul Antoni? Antoni. Da, da. El vrea să ne omoare. El este Bufnița. Ne-a recunoscut asta până să-mi omoare omul și după l-am împușcat fix în cap. Păi, mai înainte m-am întâlnit cu domnul Antoni și nu mi-a făcut nimic. Păi, el momentan se joacă cu noi. Dar nu, că dacă voia, cred că ne omoră pe toți din prima. Da, o să ne ia pe rând. Când a omorât pe omul nostru, eram toți acolo. Putea să ne omoare pe rând, da, deodată. Dar a preferat să omoare doar unul și după să ne sune. Și să ne spună că o să urmeze și restul și după ne-a închis telefonul. Eu am o întrebare. Vă ascult. Voi ați căsat casa noastră și ați tras? Nu. Noi nu căutăm război cu nimeni. Înseamnă că el era. Noi am venit, hai să spun o chestie. Noi, mafia noastră, noi am venit doar să aflăm motivul morții locotenentului. Da, eu i-am adus din Rusia. Noi nu vrem să facem niciun rău nimănui. Da? Nu ne interesează acest oraș absolut deloc. Ne interesează doar Rusia și motivul morții. Credeți că ați putea să vă mai întâlniți odată acum cu Antoni? Să-i întindem o capcană? S-a grăbit repede. M-am venit cu el și a zis că pleacă care treabă. A zis să mă sune când trebuie treaba. Și n-ai putea să-i spui... să mă sune. Și n-ai putea să-i spui că e ceva urgent. Că ai nevoie de ajutorul lui. Că viața ta depinde de asta. Păi eu vă spun să vă chemați, eu zic că o să dau întâlnire cu el aici. O să-i dau un mesaj să văd dacă vine, dacă poate. Chemați-vă oamenii aici, toți oamenii. O să fiu singur și o să-l duc eu la oamenii mei. Eu îmi fac treaba singur. Domnule, aici nu poate să intre nimeni. Eu vă spun mai bine, chemați aici oamenii. Stau eu. Stau aici în mijloc, dumneavoastră vă ascundeți toți. Vorbesc eu cu el și după ieșiți toți. Și așa o să fie speriat, nu o să ai vedeți mai facă. Ia sunați-l acum și vedeți dacă vine. Îl sun acum. Pe unde sunteți băieți? Vino la casa mea. Și Teo? Du-te pe ăla. E aici. Bun, stați un pic, rămâneți acolo. Am ceva de rezolvat. Stați. Gata, perfect. Îl sun, dar văd că nu răspunde. Bun. Mai încercați, eu o să plec. Să am grijă de oamenii mei, să nu facă vreo mișcare. Antoni, Eu să-mi scot oamenii vă rog, din oraș. Să-mi spuneți numărul dumneavoastră, să mai încercați la Antoni, să mai insistați cu telefonul. Sunați acolo, da. Sunați acolo, sunați la numărul 4, da? Bun. Nu vreți să dați de mine. Să mai insistați. La revedere. Nu știu, am intrat la revedere. Nu ești. Hai, că acum vin și eu la casă. Hai, suntem în curte aici, să vin la piscină. Ne prânzăm la întuneric. Vezi din ce să nu faci gumă, da? Să nu trezi. Doarme acum. Da, sau frate, poți să te ocupi de droguri liniștit. Mai știi cum îți băgam, frate? Droguri în buzunar să te luăm? De cum ar fi SXZ. Băi, nu e de glumă, păziți bine casa. O păzim? Băi, ce prunci! Caterinca, dar vezi, dacă pățește ceva, Teo, o să fiți dați afară de mafie.
Eu v-am anunțat doar. O protejăm, bine. N-are cum să o nimerească. Da, e drept. Asta e adevărat. Caterinca, Caterinca, dar... Mă rog, nu mai zic. Mai avem mult, mai întâi murim noi după marea. Mai avem mult la cuvine și tu. N-are cum. O, frate, n-am chef de catering, că eu încerc să fiu cât mai serios în roleplay-ul ăsta. Păi și ce nu-i? Eu sunt unul. Da, am văzut. Păi ce vrei? Bă, m-a zăsat aici la grâm, frate, e drag. Păi puzzle-ul ăla acum. Ia, păi, care nu e bun. Ia uite, one shot vă dau. Unul nu e atent. Unul nu e atent. Unul nu e atent, frate. Unul nu e atent. Uitați cum am intrat și vă omoram pe toți. Ești nebun. Te-am văzut, mă, da, am văzut. Da, da, da. Eu mă uitam pe aici pe jos, mă. N-a stătut nimeni la ușă, mă. Bă, ce faceți, mă, stați la ușă? Văd totul pe stradă. Am văzut. Uite, am văzut pe tine. Eu stăteam aici, mă, am crezut că băieții... Dacă vrei să te omoră, trebuia să-mi spui, că... Bă, aud avion. Avionul aude ăsta, tu te văd aici, că te sună, de bă. Helicopter, helicopter, băi. Helicopter, coaie. Nu e coaie, uite-te sus. What? Tu n-auzi? Eu și aud. Nu s-aude de mult niciun helicopter. Păi, că nu au ce vreau, nu știu, nu se îndepărtează, nu? Vizchei? Da, Gore nu mai a supărat bin? Ba da, cine-i în spatele casei la noi? Eu văd că e admin acum. Deci fii atent, frate, unul mai devreme. Cum 5 minute când era așteptat, a trecut unul cu Mercedes alb. S-a 65. 65. Eu v-am zis, aveți grijă. Te uite mai aparat. Băi, ce m-aș fi gândit eu? O fi unul cu muschetă, să zicem că n-a urmărit cineva. Dar nu cred că bate muscheta până acolo. M-aș duce pe ăla, frate, pe globul ăla unde e casa aia mare. Yeah. Ce e verde aici? Merge o mașină ciudat pe stradă. Da, merge să oprește. O vezi? Da, da, da. Mă duc așa la intrare să văd. Ai văzut, nu? Da, da. O lag. Hai să scurat eu. Da, sunt ce nimic. Bă, te ai? Poate nu m-am zis să mă ridic din cap. MMA. Nu știu, n-am pe cineva, ești nebun? Da, bă, deci... Ce faceți? Bine. Mi-am făcut bine, că? Bine, ce facem, mă? Ziceți. Nu știu. Cu mine nu vorbiți, nu știți nimic. Pe ce să știu? Până acum am făcut. Ai fost pe difan. Păi nici mai devreme n-ați vorbit cu mine. Cine, cine a intrat în curte? Cine a intrat în curte? Eu nu vă panică. Nu vezi, mă, roșu. De unde sunt? Nu, nu văd. Nu, ai și... Unde să vă păstra de care-i fază? Aveam unul de la Philip Lane. Am 20 de FPS-uri, frate. Și mie mi-a zis că... N-are nimic, frate, îmi dau revive. Bă, mie mi-a revenit, frate. Gata, mă, perfect, stau pe casă. S-a oprit pe mașină de repede, de mine. Cine a intrat în curte? Deci ai hainele pe tine, că nu e căldură. Uite, stai să fac manevră, eu am așa de NPC și mă plimb pe aici. Dar ce, mă, ne urmăresc brunii? S-a oprit cineva aici. Nu e nimic, ies eu în costum de balea. E sigur că putem avea încredere în șeful tău? Da, 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 stai aici, la pantoful roșu, mă lua de cotul. Ai nevoie de ajutor?
Da. Bun. Unde ești? Te duc la... te vor duce la secție? Față, la pantof roșu. Te vor duce la secție? Sunt față la pantof roșu acum. Cred că da. Bun. O să dau un telefon și o să scapi. Da. Când ajungi la poliție... Hai că lasă, că rezolv eu. Dar tu că o să spui doar că ți se spune totul. Atâta o să spui, da? Da. Da. Ce faceți? Mă duc la pantoful roșu. Bun, vedeți că Dicotu l-a luat pe Toto. Încearcă să-l scapi. Acum am vorbit cu el. Nu știu cum faci, dacă ai nevoie de ajutorul meu, îmi spui. Dar trebuie să scape, fiindcă este omul nostru, este al treilea membru. Nu trebuie să fie luat de Dicot, de nimeni. Știu, dar... vai. Când îl duceți la secție... Cum a reușit? Nu cum știu. A fi, cum a fost... Hai. Bar n-am, nu știu. Mi-a dat toate planurile peste cap acum. Știu. Vedeți ce faceți. Mamă, trebuie să mă duc înapoi să schimb. Mă, tocmai ce mă făcusem civil. Am înțeles. Bine, haideți că vă las atunci. Ok. Salut. Hai să care se întreabă și așa să revină până acasă. Cine? Ăsta, Joca, i-a zis că i-a murit un om la pantofără și a fost poliția de totul și nu știu cine. Aha, vezi? Bine că nu ne-am dus. Știu. I-a zis că o să revină cu un apel. Ce? Că vi știți ce e multe? Ce mă vești? Acum am dă creș. Nu-mi dă creș? Da. Gata, acum e protejată, Teo, putem să plecăm. Deci 2 secunde. E glumeam că ți-era creșit, mă ești pe joc, nu te mai omoară nimeni. Mă rupă puțin. Da. Încerc să fug, că au venit niște băieți de-ai mei. Încerc să fugi? Da, am reușit să fug, că au venit niște băieți de-ai mei. Unde ești? Zi de unde steau? În spate, la pantoful rost. Bine, stai acolo, vin cât pot de repede. Cine trage, mă, frate? Pula mea de NPC-ul, s-au încurcat în mijlocul drumului. Ce fute, te-ai la crești? Eu? Cu ce retardate sunt NPC-urile. Te orice în rab la aia, urcă aici. Rab, ești... n-ai stil. Stai, mă, să vin și eu. Bă, stai, că ai să comport aici. Dar ce se întâmplă la pantoful roșu? Sau what? Eu cred că e dictatul școlii sau ceva. Nu avem de căutat acolo. Băi, deșepte-ne. Să moară... băiții... Mamă, de pe ce uvieții? Păi și cu ce vrea să tragem? Cu pistolul? Cu pumnul? L-a omorât pe Toto. Ce vreți? Merge și pune frână. Dar ce, Don a ieșit? Nu. Hai la... Că mă sunați mai devreme și am dat pas. Alergător sau? Adică pas. Adică... Care? E închis. Da. Hai la bară și mai șopesc. Hai la bară și i-a murit tot, bă. Păi poate n-a murit și poate doar e rănit. El intră în cur. Am înțeles. Când are lag dacă e ceva. Punem și mie checkpoint la baraj. Connect. Dar voi unde ați plecat? La baraj, haide. De ce? Nu știu, auzi ăsta, Florin. Da, pică, nu știu, dacă aici e... Păi de ce mergeți la baraj? De ce te mine? Habar n-am unde e. De ce mergeți la baraj, v-am întrebat? Ne întâlnim cu Camora.
Aha, acolo voiam să pun, dar nu era sigur. Era acolo... parașuta aia, mă, frate. Mergi ce, mă, bă, mergi ce. Nu te grăbi. Repuțiune treaba zi. Geneolog. O, dar lagam, bă, frate, bă. Eu nu mai am acum lag. Bun, băieți, haideți că o să opresc eu live-ul. Că în seara asta a fost cam liniște și na. Și vă aștept mâine. Cred că o să fac și mâine un nou live. Tot așa pe la între 7 și 8. Da, mai devreme că nu știu ce s-a întâmplat azi, că nu prea am avut așa succes cu live-ul și nu mai are rost să mai fac. Să revin mâine cu un live. Da? Bine, băieți, haideți că v-am lăsat, vă salut, ceau.